este mare actualitate ce se întâmplă în prezent la ProTV, care e liderul pieței. Ce înseamnă pentru piața de publicitate că liderul trece prin schimbări nepredictibile? Poate fi și un lucru bun în toată chestia asta. ProTV a fost nu doar un lider de audiență, ci a fost și un fel de formator de profesioniști. A fost. N-aș putea să spun în acest moment în ce stadiu se află, dar a fost cu siguranță un formator important de profesioniști pentru piață și de-a lungul istoriei grupului multe personalități au ajuns să părăsească ProTV și poate să ducă o parte din acel know-how și în alte locuri ale pieței. Hai să vorbim de plecarea lui Teo de la ProTV, hai să vorbim de plecarea lui Florin Călinescu la vremea respectivă. Au fost multe personalități care de-a lungul vremii au plecat de la ProTV. Important este să se regăsească armonia ultimilor ani de la ProTV și în alte medii, pentru că ultimii ani de la ProTV au produs cele mai bune branduri de televiziune ca și programe de până acum din ultimii 20 de ani. Un ultim grup de schimbări care se petrec în lume și care influențează sau ar putea să influențeze piața. Pe plan politic, bătălia e întoi și are efecte și asupra pieței media. Pe plan internațional, există riscul de război în imediata vecinătate a României. Economia o duce bine potrivit guvernanților, dar nu se știe cum o duce practic. Care sunt, în opinia ta, principalii factori de influență externă pieței care influențează publicitatea anul acesta sau în această perioadă? Cred că am trecut printr-o perioadă de instabilitate din multe alte puncte de vedere, mai degrabă interne, cu influență mai mare decât posibilitatea acestui război. Întâmplător, poate, ca și regiune de influență marketing, Ucraina nu este în aceeași regiune cu noi. De obicei, România este asociată țărilor din Europa Centrală și de Est sau într-o zonă mai restrânsă de Balcani. Drept urmare, cumva încă nu vedem ca și piață o influență negativă din partea Ucrainei, dar asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla printr-un mecanism indirect și de altfel. De asemenea, sunt puține companii de origine ucrainiană care să activeze într-adevăr în România și nu vedem această influență încă. Revenind la sondajul IA, era această împărțire între clienți, agenții și furnizori, între respondenți, privind evoluția în 2014, stagnare, creștere, descreștere. Tu în ce tabără te situezi în acest moment? Eu sunt în continuare în tabăra agențiilor și... Agențiile erau împărțite și... Agențiile erau împărțite. Noi nu am văzut încă o creștere. O așteptăm în continuare tocmai pentru faptul că anul trecut a arătat o evoluție pozitivă a indicilor de încredere al consumatorului și așteptăm ca acel semn pozitiv să se transforme și într-o creștere a pieței, până la urmă, a consumului și a pieței de publicitate în continuare.